răzbunarea. Cum mai arde? Parcă ar arde o albină. Flacăra o ia în sus, fumul ia în lături, se depune pe pereți, semn că flacăra și-a găsit adevăratul ei drum. În sus. Pietrele acestea sunt îngrozitor de noi, îngrozitor de neafumate. Rânjesc ca niște dinți de drac. Aici nicio lumină n-a ajuns în cer. Treaba mea e să aprind lumânările și atât. Am grijă de sfeșnice și de cădelnițe. Le pun oamenilor făclia în mână și atât. Mă retrag într-un colț și mă uit cum se roagă. E cineva acolo? Acolo e cineva? Nu e nimeni. Cine vrea să se roage? Aici, în catedrală, nu intră nimeni. Numai eu am de busta. Adică m-am pomenit aici. M-am pomenit cu lumânarea în mână și cântând veșnica pomenire. De când mă știu, nu mi-aminte să fi văzut pe cineva intrând. E o catedrală uitată. Oamenii atât s-au istovit clădind-o, încât, cum i-au pus moțul săgeții în vârf, au uitat-o. Bine că am făcut-o și pe asta, au zis, și au început să se gândească la altceva. În orice caz, nu la altă catedrală. O să mai fac catedrale. Asta e ultima. Iar eu sunt ultimul. Paracliserul a rămas ultimul. Veșnică pomenire. Paracliserul, de Marin Sorescu. Peste tot ziduri albe, fumul meu nici nu se simte. Ce și-or fi zicând ele, pietrele, fumul paracliserului, o nimica toată. Parcă ar fi apă. Acum, dacă mă mângea cineva paracliser, poate că... Dar nu mi-a spus nimeni să fiu paracliser aici. Eu m-am trezit, dintr-o dată, așa, degeaba, cum se întâmplă auto-ungerile. Eu sunt un paracliser voluntar. Și frică să umblu noaptea pe caldarâmul catedralei. Pașii sună pustiu. Pustiu parcă e mai mare când te plimbi prin el. Se dărâmă și catedrala asta mâine poimine. Vreun cutremur nou, ceva, și atunci n-a avut credincioși nici măcar cât o broască țestoasă. Aia trăiește câteva secole și tot e mai afumată pe țest cât moare. Cine naiba s-o fi ținând cu lumânarea după ea? Dar
să mă apuc de treabă. Uite-o! Piatra de colo e tocmai bună. Piatră, pietricică, încep cu tine. S-a afumat puțin. Fumul se cuibărește în adâncituri. Piatra prinde mușchi și lichieni. Mușchi fără lichieni. Piatra prinde fum. Cum trece timpul? Parcă s-a negrit puțin. M-am mai depus pe lespede. Flacăra s-a dus în slavă și s-a depus. Tot așa pe un zid de foc. Eu lucrez aici, la umbra lui. Amăgim și noi cum putem. Iartă-mă, Doamne, că mă îndoiesc chiar de la prima piatră. Mai bine când totul se petrece în tăcere. Lumânarea arde pur și simplu. Nu trebuie să vorbesc cu ea. Respirația noastră la fel. E o respirație pur și simplu. O respirație fără comentarii. Credeam că o să apuc să-i sprevesc pietroiul ăsta mai devreme de un an. Ce mai funingine prin hardughiile alea gotice pline de țevi. Bine, ele au atâtea secole. Ele au atâtea generații pe pereți. Eu oricum sunt o singură generație. Gata. Piatra fundamentală am pus-o. De acum totul va fi simplu. Dacă s-ar stabili într-o bună zi că, uite frate, ăsta e centrul cerului. Toți ar da buzna aici. S-ar îmbrânci, ar face războaie. Care mai de care să se stabilească aici pe zid? Să-și facă și case. Piatra asta e ochiul lui Dumnezeu, să se zică, și toți s-ar întinde pe ea ca șopârlele. Îți intrăm în ochi, Doamne, vezi-ne! Dar așa nimeni, niciun fel de grijă. Să mai aduc niște lumânări. Pe unde fi venind? Pe unde se scurge? Sau poate picură clipă de clipă ca apăsarea unui deget necunoscut pe nodul din gâtlej umflat de spaimă. Eu cred că vine pe jos și pe sus totodată. Simt un vârtej în genunchi care mă călăuzește să-mi frâng genunchii. Muribunzi ar putea cu ultima suflare să învârtă niște roți atât de puternice încât să scoată pământul din zona noastră nenorocită. Numai că nu le dă prin gând să sufle toți odată. Murim dezorganizat, asta e. Măi, omule, împinge catedrala asta într-o altă zonă nouă. Poți? Nu poți. Pietrele nu au fost încă sudate cu fum de rugăciune. Crăpăturile sunt vii. Și misterul se strecoară și el pe unde poate. În gura fiecărui mort se află o pâlne prin care se toarnă mister în univers. Eu oricum sunt o singură generație. Mai înțelept e să fim foarte atenți cu pietroiul nostru. Dar plecasem după lumânări. Așa. Cu două lumânări să fac o pârghie. Și la capătul pârghii să pun câteva lumânări și să le arunc în sus. Vâș! Vâș! Iar dacă îi măresc acum și mai mult brațul ăsta, vâș!
capătul pârghii celei mari cu o rază sub picior. Și abia pești pe ea cu pulsul tălpii de aer și soarele sare dintr-un răsărit ritmic, pentru că brațul pârghii e lung cât vecia. Te lași puțin cu cotul pe ea, gândindu-te la ale tale, și pământul se ridică până în fundul frunzelor, până în vârful meu. Munții încep să se învârte în gușa vulturului, ajutându-i mistuirea, pentru că brațul pârghii e dincolo de orice închipuire. Iar dacă îl mai lungim puțin, nici nu mai trebuie să fie nimeni la celălalt capăt. Mișcarea se face de la sine. O adiere, un trosnet, mecanismul merge singur. Vâș, 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 vâș. Eu mă uit și stelele răsar pe altă planetă. Eu vorbesc și tună și fulgeră pe altă planetă. Sunt slăbănou ca o furnică, dar forța mea crește înspăimântător pe altă planetă și sunt Dumnezeu acolo, fără să știu. Poftim ce-mi trece prin cap. Gânduri împinse până în pânzele albe. Eu aș vrea să înalț un imn pânzelor albe, acestor formidabile pânze albe, până în care ne-a fost dat să gândim, pot fi de nori, pot fi de aer mai rar, pot fi de prăpastie absolută. Noi trebuie să ne împingem până acolo, până în pânzele albe, și după aceea cădem jos, frânzi și învinși pe fundul corăbii noastre, să tragem la galere, pe fundul coșciugului să tragem la galere. Cine mă ajută să trag la galere prin oceanul ăsta de fum? Hai să mai afumăm un pic pietrele astea. Cele proaste absorb mai lacul întunericul. Parcă ar fi niște ochi morți înțepați de fornici. Asta așa că am făcut suma. Bun. Am uitat însă crăpătura dintre ele. Ca pe tine să te las așa? Nu se poate. Lași închieturile neafumate, toată afumatura se derâmă. O firidă. Asta mai lipsea. Torbă în ea ca într-o gaură de iad. O să îndes fumul cu mâna și o să o netezesc ca un zidar. Doamne, o să ajung eu vreodată la altar. Acolo sunt sfinții. Toată viața mi-am visat să luminez o aureolă. Sfinților, primiți-mă în rândul vostru, măcar ca figurant. Voi sunteți bătrâni. Poate au început să vă doară anii zugrăviți pe ființa voastră în atâtea etape. Îngăduiți-mi să îndeplinesc măcar treburile mai neînsemnate din firide și ochnițe. Aș putea de pildă să mănânc lumină la cina cea de taină și să suflu în aureolele voastre după ce se termină slujba. Iar din când în când, la distanțe de o jumătate de perete, să-mi fac mâinile pâlnie la gură și să urlu odată pentru credincioși și odată pentru necredincioși. Florit pereții cu făclii care ard. Liliac păcătos, ce vrei? Unde ești?
Uite-l colo spânzurat cu capul în jos. Urâtă pasăre. Da. Acum lăcașul ăsta seamănă și el la catedrală. Îi trebuia un cor. Acum e o catedrală în puterea sfințeniei. Parcă iarba de afară dă năvală prin zid. Crește prin zid ca săgețile prin Sfântul Sebastian. Trebuie să fie și el pe aici, pe undeva. Ascultă cum crește iarba pe rănile lui, cum se umple de verdeață. Îmbătrânim, ni se duce veacul și trebuie să ne umplem cu ceva. Întineresc în golul dintre lumânări, îmbătrânesc când trec prin para focului și iar regenerez în întuneric. Tot așa și Sfântul Sebastian. Întinerește în golul dintre săgeți, unde trebuie să se simtă tot puternic și viguros. Și pământul întinerește în golul dintre lumini. Lumânările. Lipsesc doar mâinile mulțimii implorând, ținându-se de ele ca de niște stele, când pământul va să cadă în beznă. Lipsesc credincioșii. A trebuit să fac și eu o mică minune. Minunile sunt primite sus dacă sunt puse în slujba unei idei marețe. Te aștepți în orice clipă să auzi scâncete de copil. Oricum eu dacă dau să scâncesc... Aș, mi s-au anchilozat organele. Scâncetele se articulează, devin vorbire păcătoasă. Adică stai... Trei fluturi care se rotesc în jurul lumânării. Iată-i pe cei trei magi. Se roagă sau mi se pare mie? Ce spun? Doamne, nu ne mai ajunge becul. Doamne, l-am lins cu aripile noastre peste tot, pe coapse și pe bote. Și suntem și așa multul număr de trei. Dacă-ți mai amintești de drumeția aceea. Eu unul am arat câmpia și presimțeam de mult lumina asta și chiar am visat nostalgic pe o floare a soarelui. Dreapta vin de nu știu unde, din dreapta. Eu ce din stânga, vin de nu știu unde, din stânga. Acum ne rotim în jurul becului nebun, stăpâni pe toate legile rotației printre raze, unde am aprins întâi polenul luat din dreapta, din stânga și din centrul luminii. Apoi ne-am aprins aripile, mustățile de magi. Am rămas numai niște cioturi de magi, mici cât pluturii. Ne-am bășit până aici, am suflat șal prin toate staulele, iar toate erau pustii. Și acum iată, doar un bătrân în cer pe urmă staul. Să nu ni se termine speranța, Doamne, înaintea aripilor, că nu vedem de nicăieri semnificația că această ardere pur și simplu ar însemna vreo minune. Nu, se sting lumânările. Toate lumânările. Doamne, poate un bec mai mare, poate altceva. Liliacul. Am florit liliacul. Așa ar trebui să fie copacii în iad, să aibă gheare și aripi. Când înfloresc, să te izbească din toate părțile. Uș! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Când se întrerupe istoria, apar monștri preistorici. Lupta lui Iacob cu îngerul! Lasă-mă în pace! Nu lăsa cum sunt Iacob! Nu sunt niciun Iacob! Te-am prins! Ai vrut să-mi intre în păr, blestematule! Oh! Oh, no! M-au înțepat cu coarnele! Are și coarne! Lasă-mă! Sau eu am coarne! Sau eu am gheare! Sau eu am aripi negre! Fugi, liliacule! Nu vezi că ne-am încurcat? Ori eu trebuie să fug! Să zbor, să mă răstignesc cu capul în jos, sub prima bârnă. Oh,
mi-a intrat un liliac în piept! Sunt o clopotniță bătrână! Noaptea când scutur lilieci din mine, ca din rai, pomul oprit direct cu dracii pe ramuri. Lasă-i în lume să se bucure de întuneric, așa cum ne bucurăm noi de lumină, să fie un echilibru perfect, altfel întunericul ar slăbi treptat dacă n-ar fi încurajat. Lasă-i în lume, zic, să prindă de pe ziduri gâzele, stând de sentinelă la oameni. Al rău ce-ar mai putea face? Să ia legătura cu pomii când se feresc unii de alții. S-a dus. Am intrat în rezonanță cu întunericul și tremur pe întuneric. Sunt făcut din goluri care intră în rezonanță cu lumea din niște ecouri grozave. De câte ori pământul troznește fără niciun motiv serios, sau dintr-o serie de păcate uitate, iertate, capitale, care intră în rezonanță de câte ori răsare luna. Tic-tacul lucrurilor mă sperie îngrozitor, degeaba le mut tot mai încolo, tresar, parcă mă trezesc mereu din mine. Am auzit că mâine inima-mi va bate mai tare. Dar acum stau treaz și mă fac că vorbesc sau tac, mă fac că aștept pe cineva și că nu mă sperie deloc zgomotul. Mi-e frică. O lumânare, s-a prins o lumânare. Zidul ăsta e nebun, nu știu ce are. Îmi văd pe el trei umbre la trei vârste diferite. N-am făcut niciodată trei umbre pământului, cel mult două. Odată într-o duminică, gătit cu vise noi, a mai apărut una, s-a cocoțat sus. Și încă vreo două. Curg razele la picioarele mele. Ce fel de lumină? Cum o fi căzând anume? E drept că au murit prin ziduri fel de fel de oameni. De atâtea milenii se zidesc și mor. Poate mai există suflete neamestecate bine de uitare, memorate bine. Vreun crâmpei de ochi, de geană, de gleznă, care prind acum raza mea și iau forma mea și se mulțumesc fie chiar și cu forma mea, numai să se mai întruchipeze odată. Trei! Patru! Cinci! A ajuns la șapte! De ce faci șapte umbre pământului degeaba, omule? Acum chiar de-aș merge în mâini, în cap, nu mai pot trece de șapte. Toate au o logică, toate au o limită și eu nu pot umple catedrala. Oh, să-mi văd mai departe de treabă. S-a fum zidul, piatră cu piatră. S-ar putea auzi măcar o orga. Ceva de îmbătrânire. Ceva. Altarul începe a străluci. Am ajuns la altar. Acum să negrim altarul. Înnegrirea altarului. Am ajuns aici târâși grăpiși, luptându-mă cu... A adiat puțină respirație peste zidurile astea, puțină aboreală. Cineva a pictat o biserică pe o dropie. Era ultima din locurile astea. Toate celelalte fusese răvânate, iar biserica nu mai era de mult. Și el a pictat una pe dropie. Minunile lui Hristos pe creastă, pe mustățile de pene lungi și pe gușe, pe aripi, patimile și punerea în mormânt pe una,
Pe cealaltă aripă, înălțarea la cer. Asta se echilibrează, cică. Ce pui mormânt cu aripa stângă, înalt spre cer când dai din cea dreaptă. Și invers, ce înalt pui mormânt, moare de apă cu cupe. A făcut dropia biserică și i-a dat drumul pe câmp. A alergat toată ziua după ea să se roage. N-ați văzut cumva biserica mea? Întreba pe toată lumea. Într-o zi a zărit pe unul trecând cu ea, atârnând la brâu, însângerată. Eu am însă catedrala mea. Cine mi-ar putea împușca? Și cum să-și o atârne la brâu? Că eu a scoate atunci capul pe fereastră și aș răgni să mă pomenească. Ucigașilor! Ia să vedem ce mai scrie pe icoane. N-a că mi-a slăbit vederea. Te rogi atâta timp să ți se arate Dumnezeu și când ai ajuns lângă El, nu-L mai vezi. Uite, dacă strâng ploapele, nu se prinde nimic de ele. Doar aerul se lasă prins ca o oaie. Mi-e și milă de el cât e de blând. Și ochii peste el se desfoaie. Ghimpe pe arici unui scai, țip de sete după sfânta lână. O, scaiul care și-a pierdut oaia pe o gură de rai, cine-l mângâie și cine-l îmbună? Doamne, Tu ești oaia mea cea rătăcită. Fără Tine mă simt nepereche. Ia-mă în coadă prin lumea Ta infinită, ori măcar în luna cea din ureche. Aici, la altar, rugăciunile se aud mai ușor. Sunt urechi sfinte pe aici și înseamnă că plângi chiar în ele. Uite, de pildă, icoana asta. Să dau lumina mai aproape. E goală. Numai rama. Pictorul n-a mai apucat să o facă. S-o fi întâmplat ceva între timp. Între timp întotdeauna este loc pentru ceva. Și aici altă ramă goală. Pictor a orbit între timp. O știu eu, nu există nimic pentru rame și el le-a lăsat goale. Să nu existe nici măcar o aureolă? Uite, dacă îmi strâng sufletul, nu se prinde nimic în el. Oricum am ajuns departe, foarte departe, cel mai departe. O mai fi ceva... Arborii cresc, le dau muguri, le pică frunzele și se întreabă, o mai fi ceva? Oamenii iubesc, stau de vorbă și mor. O mai fi ceva? Morții tac, scrutează veșnicia și tac, lasă iarba să-i facă optimiști până toamna. Atunci mor din nou peste moartea lor veche, grămadă și tac, tac. Tac! Oricum am parcurs un drum lung și am ajuns la altar. Nu trebuie să ne descurajăm numai dintr-atât. Lumânarea trebuie ținută mai departe, ca și când totul ar fi în ordine.
înghit pereții până aproape de cupolă. A mai rămas doar acolo sus o fâșie îngustă să urc pe schelă. Începe să miroasă amir. Deasupra pământului păcătos e un strat gros de un de lemn care ieși la suprafață ca un de lemn. Oare eu aș putea să dorm pe un de lemn? Să ies deasupra de tot și să mă prăjesc la infinit. Lumina asta aprinsă. Dacă în jur e cineva treaz, mă duc și îl rog să închidă ochii. Dacă în apropiere se află vreo sentinelă, o forțez să încheie pace. Dacă sub fereastră e o floare înflorită, mă duc și o privesc până a doua zi de dimineață. Stelelor, n-am ce le face. Am calculat că aș putea dormi normal peste 1.000.000 de veșnicii, când s-ar putea produce o eclipsă universală. Dar n-am ce face treaz până atunci. Ia să mă apuc de lucru. Există o voluptate și a epuizării. Ce extraordinar trebuie să se simtă lămâia bine stoarsă. Iată, sunt stoarsă de tot. M-am risipit în eter, am acrit toți aștrii. Ziua asta până în străfunduri. Pământul stors printre degetele noastre oftează și el de plăcere. Sunt sleit de istorie, de geografie, de geologie, de suflet, de tot. Nu mai există mâine, sunt stors definitiv. Ia te uită, aici pe zid e pictat martiriul Sfântului Sebastian. În sfârșit un om fericit, cu trupul sfârtecat de săgeți, care și-a luat soarta în propriile mâini, în propriul trup, în ochi, în inimă, care și-a luat soarta în proprie inimă. Deși distanța de la care trag păgânii e cam mică, nu e voie să ochești un sfânt de la o distanță mai mică de 3 metri. Nu e uman. Omul e fericit că suferă, dar nu trebuie să se întindă prea mult coarda. Nu e uman, păgânilor! Acum Sfinte Sebastian ar urma să-i gonesc pe Mișei până dincolo de turlă, să te desleg de copacul ăsta nenorocit, să-ți ung rănile și să-ți spăl picioarele. Așa ar fi drept. Numai că nimic nu stă în puterile mele. Cu toate că eu sunt viu, iar ei sunt morți. Știi ce pot să fac eu ca un viu? Stau aici și să plâng. Și după câte văd, nu e nici măcar iadul. Suferința în afara iadului, nu știu dacă e primită. Se poate suferi și în afara iadului. S-a dat drumul, s-a generalizat. Oricum, tot o să te dezleg până la urmă. Alții la rând. Și tu, tu, Sfinte Sebastian, să n-ai grijă. Sfinții sunt ocrotiți când sunt mutați în altă parte, cum se întâmplă, sunt luați cu tencuială cu tot. De oameni e mai greu. Fără tencuială. Eu am plecat singur cu tencuiala mea în cer. Caut peretele. Peretele! Auzi, preasfinte! E acolo sus! Dumnezeu mi-a făcut semn de sub cer, semn discret, să nu observe restul lumii. Eu, naiv, credeam că e ca de obicei vreun fulger și mă pregăteam să intru în pământ, fiindcă de câte ori am fost fulgerat, am intrat în pământ, cărbune, să-mi treacă electricitatea. De data asta, el însuși și nu știu ce urmează. Gândesc mai departe, discut cu sfinții, dau din cap normal, dar mi-a făcut semn. Gestul a fost consumat și nu știu ce mă așteaptă. Uite și o piatră foarte albă. Ia să o negresc. Moi în fum globul pământesc.
Vorbe pe pereți. Oh, s-a stins lumânarea. Fumă, ceara și ea e în sfârșit. De atâta timp strig la paznic să-mi mai aducă. Mi-ar mai trebui, da. Dacă e să fac o treabă solidă, un car, două de... Ia să mai încerc o dată. Hei, hei, paznice! Paznice! Dar de unde? E surd. Nu m-a auzit niciodată, iar eu... Nu credeam că există pe lume un oameni atât de surzi. Chiar discutam cu primul sfânt din Pronaos. M-a ținut lângă el o săptămână. Îi plăcea mirosul cerii. Îl gâdila. Bun fum, zice. Unde l-ai găsit? Îmi face bine, deși n-am voie să-l trag în piept. Poate faceți ceva și pentru surzii ăștia, i-am spus. No, zice. Tot ce putem face e să-i punem pasnici. Eu veneam din urmă, din nimic. El venea tot din nimic, numai că peste el apucase să sufle și... Se vede? Dezastru trebuia oricum să se întâmple. Cerul ajunsese atunci la un asemenea grad de sfințenie, încât orice ai fi făcut, mușcai din ceva sau mușcai din nimic, mișcai un deget sau nu mișcai un deget, era păcat capital. Facerea primului om a fost semnul decăderii totale și absolute a cerului. Victima voinței noastre de a ne naște, orbi, surzi, betegi, oricum, numai să ne naștem cândva, peste 1000 de ani, peste 2000 de ani, oricând, târâși, grăpiși. Noi eram pe acolo, veneam din urmă, din nimic. Noi l-am împins din umer, noi i-am căscat gura cu dinții strălucitori și l-am învățat pe acest copil al pământului, mușcă și declanșează atomismul ceresc. Și din cauza asta, uite ce pasnic am. Surdule! Unde e surdule? Trebuie să mă descurc singur. Țin lumânarea aprinsă doar jumătate din timpul necesar arderii ei. O sting. Cealaltă jumătate de timp o țin stinsă. Să ardă stinsă, să ia fume pe sfinți în gând. În jurul flăcării plutește posibilitatea stingerii ei. Bun. Acum o aprindem la loc. Economisim și noi cum putem. Pentru că nu pot ajunge în fața lui fără o lumânare întreagă în mână. El stă pe nori. Sunt nori de bună calitate care îl țin. Sunt nori care nu plouă când vrea el să fie secetă, ca un potop uscat. Veverițele sărind de pe o picătură pe alta urcă prin ploaie până la coroana norului întunecos. Așa aș vrea pe gândurile mele să mă urc până sus de tot, unde e posibilă liniștea. Pentru că viața și moartea s-ar întâmpla mai jos de mine, ca ploaia sub nor. Dar așa trebuie să o iau din piatră în piatră. De o viață întreagă îl caut. Unde ești, chimiță? Că tu m-ai legat la ochi și nu poți să spun decât așa, ca un copil. Unde ești, chimiță? Și albinele lumânări îmi sunt pe terminate. În biserică picuri albine care trăiesc cât ar arde o lumânare. O, ele sunt fericite. În viața asta de o șchioapă, ele continuă să facă miere, plus o lumânare pentru viața albinelor viitoare. Sfinții încearcă să se scuture de microbii morților aduși aici. Microbii morților sunt aduși aici? Microbi care se refugiază pe sfinți în nebunicii ei de rău pe care l-au făcut. E o foială pe pereți. Toți își scutură pulpanele în timp ce lumea plânge, iar mortul îi se pun întrebări. De ce te-ai născut? De ce ai trăit? De ce ai murit? Simplu ca bună ziua, răspunde mortule. Mai iute, mai iute! Ai un minut pentru fiecare întrebare.
Și mortul tace și s-a retras tot în lacrima din colțul ochiului stâng uitat acolo de-alaltăieri. Deci mortul tace și ceasul face deodată bang! Și se dovedește a fi clopot. Și lacrima mortului se sparge și microbii se înfig și mai adânc în sfinții care încearcă să se adapteze la situație. Și tencuiala începe să se macine. Și eu, ce trebuie să fac eu la toate acestea? Moartea mea e în legătură cu mine? Doamne, ce trebuie să facem noi ceilalți? Cei mulți, dar ceilalți? După ce tu le-ai făcut pe toate singuri, ce ne-a mai rămas și nouă celor de pe fundul lucrurilor făcute? Dar am putea cel puțin ploua înapoi măcar potopul, să-l aruncăm în sus în 40 de zile și 1 miliard de nopți, pedepsindu-te pentru toate păcatele tale, sau să-l ningem și să zburăm călare pe câte un fulg spre stelele lacome de ninsoare și să te troimim în hibernare ca înainte de facere și să-ți dăm prin gând ca niște avalanșe prin vis. Și să ne gândești pe fiecare în parte de la început. Și să te răzgândești de la început. Și să nici tu ne mai faci. Să ne lași în pace. Să ne lași în pace. Să ne lași, dragului, în pace, Doamne! Na! Schele, ce-i cu lemnăria asta? Aha, da, să-mi aduc scuie și să le dau jos, da? Dar cum mai pâlpâie lumânarea asta? O, deși mai avea puțină ceară. Hei, paznice! Paznice! Așa, gata toată schelăria. Acu e bine. Da, așa. Cum țin lumânarea mai mult stinsă, suflu în ea. Suflarea mea o încălzește și scoate un fel de abur subțire care se depune pe pereți. Dar avea putere să duc până la capăt această ctitorie. Nu mai e chiar așa de mult. Sunt aproape de săgeata înălțată ca un deget care are ceva de spus. Ce-o fi având de spus? Dacă nu te dor pleoapele când le închizi, dacă nu-ți zângăre genele ca două cortine de suliță otrăvite, dacă nu te strânge întunericul în fiecare seară ca o ușă care îți prinde mâna, apoi glezna, apoi gâtul, dacă nu te otrăvesc dinții când îi înghiți de câte ori tragi aer în piept, punându-i la loc când oftezi într-un veșnic box cu infinitul. Nu mai termin. Lăsați-mă să cobor. O biserică mai neagră decât asta nu mai pot face. Așa că nu vă fie frică. Încet, încet, să mă țin bine de schele. Scările, repede, scările. Cine mi-a furat scările? Cad, cad, cad! Mă întorc jos la temelie adânc, lângă sfinții părinți, care nici ei n-au înțeles mai mult decât că sunt sfinți părinți. Mă lungesc lângă ei, îmi trag o lespede până peste cap, una veche, cu scrisul cam șters, de nu se mai deslușește nimic decât o înșiruială de litere care, oricât s-ar căsni, nu mai pot face niciun cuvânt. Și va fi mai bine așa, că or să fie liniște și nu o să mai deslușească nimic. Un pas și... Dar ce-i asta? Plutesc. Deci nu cad. Nu se poate.
Am dreptul la prăbușire ca orice corp, ca orice corp viu când cade mort, ca orice corp mort care cade și nu învie. Înseamnă că e timpul să mi se arate. Doamne, sunt aici, în vârf, bucuros, tocmai în vârf, unde de obicei plutești tu. Eu ți-am făcut fum după puterile mele, încalecă pe el și mi te arată. Iată, iată, merg în fața ta și-ți spun, vreau să-ți vorbesc, iar tu-mi răspunzi. Vorbește. Acum eu te întreb așa, ce mai faci, Doamne? Ce mai faci, Doamne? Ce-ți mai fac icoanele? Că tu ai un milion de icoane vechi, pictate frumos de meșteri scusiți, care te arată într-un milion de chipuri. Ba un munte, ba o apă, ba o pâine. Și eu am venit să te văd într-un singur fel. Și-am luat-o de jos în sus. M-am rugat de toate pietrele, de toți sfinții. Am căzut în toate lucrurile, în firide și ocnițe și în crăpăturile lespezilor. Mi-am suflat sufletul pe toți pereții să mă pot urca până aici. Doamne, am venit să-ți mulțumesc pentru fum. Acum parcă m-aș întoarce. O fi nimerit vreunul, știi, să nu creadă că până și Paracliseru. Numai că unde ar fi dispărut? Îmi gropisem niște schele. Schele! Nu puteam să mă urc pe pereți. Și uite, calc în jos și alunec în sus. Și tu nu te vezi în afară de mine, căci nu mai ai nimeni mai sus decât mine. Iar eu plutesc, Doamne, pe nori ca tine și nu mai pot să cad ca și tine. Lumea e de-a dreapta și de-a stânga mea, iar eu sunt în mijloc. Atunci, eu! Atunci îmi pare rău și de mine. Și mucul ăsta de lumânare, ultimul, să văd dacă mai e bun de ceva, să-l apropii de anteriul ăsta ponosit. Așa. A luat foc. Parcă sunt un rug aprins. Luminez ca o aureolă. Mucul de lumânare o să-l las să ardă până la capăt. Așa, de sufletul meu. Așa, de sufletul meu. Ați ascultat Paracliserul de Marin Sorescu. Distribuția a fost următoarea: Paracliserul, George Constantin; Pasnicul, Valentin Teodosiu; în alte roluri, Liviu Crăciun, Ștefan Hagimă, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Pia Popescu și Veronica Ioniță; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.